Observațiile aproximativ la 31 ianuarie. Dacă nu, spunem la vot cine este pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Oțianu, domnul Ciobotaru și domnul Gabrielă, care au lipsit. Cine este pentru Părinții Supervar de la ședința din 19 februarie? Împotrivă? Abține? Domnul Broiu lipsește, domnul Matila Orenis v-ați lipsit. Domnul Oțianu. Nu, l-am umplut cu ce a zis dumneavoastră. Matila Orenis. Cine este pentru proces verbal din 25 februarie? Împotrivă? Nu. Abține? Și pe 25 a lipsit domnul Gabrielă. Vă țineți, domnul? Nu, nu, nu. Deci două ține, dacă nu domnul și... Având în vedere că primul proiect de ordine de zi vizează alegerea președintelui și ședință pentru perioada martie-mai. Vă rog să faceți propuneri. Propun ca președinte de ședință să fim domnul Oprea Pastea. Următoare 3 luni. Alte propuneri? Nu, Iure. Alte propuneri mai sunt? Supunem la vot propunerea domnului Matei. Vă abțineți, domnule. 13 pentru și vă abțineți. Domnul Oprea, vă rog să continuați ședința. Da, la punctul 1, proiect de hotărâre numărul 21/2011, privind alegerea... Ha, s-a fost, da? Nu mai spune. La punctul 2, proiect de hotărâre numărul 23/2019, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a revizuii de viziune general pentru obiectivul extinderii și reabilitării dispensar uman, sat, Căiuri, comuna Căiuță. Domnul primar. Întrebări dacă aveți, dacă nu actualizăm devizul din cauza că sunt atât de multe lucrări pe piață și constructorii nu mai vin la prețul de sub 600 de euro pe metru pătrat din ceam, în jur de 600 de euro pe metru pătrat construit. Și ca să avem, să prezinte cineva la licitație, trebuie reacționat de devizul. Și în funcție și de legea la 114 asta, cu manuri, cu ordonanța 114, cu modificarea salariilor din construcție până la 3.000 de lei. Noi am mai aprobat odată proiectul ăsta, dar acum se actualizează la 12 ani de prezență. Nu asta e toată diferența. Exact. Primul și băiei și-au băiei. Domnul Tudor, ne spuneți? Eu știți tot am mai discutat. Când am părăsit funcția de primar, domnul Rodaru, era contract de execuție încheiat pe 5.700.000, același deviz, extindere dispensar uman. Cred că s-a renunțat prea ușor la acel contract. Astăzi am ajuns, asta e piața, ca aceeași lucrare care acum putea fi terminată cu un efort după 4 miliarde din partea Consiliului Local, am ajuns ca să avem aceeași cofinanțare, o 3.700.000 și să facem dispensarul, că, atenție, nu e construcție nou, cu 1.300.000 de lei. Deci, indiferent de unde se cheme domnul primar, când vină banii la bugetul local, banii din comunitate. Deci, pe un lucru care, la vremea respectivă, s-a tratat sau nu, mă rog, nici nu mă interesează, nici nu știu motivul, pentru care s-a anunțat la contract, astăzi ajungem să ne chinuim noi, să scoatem la licitație, să facem la costuri duble.
poate din, nu știu, că s-au mărit salariile, dar nu știu cât poți influențeze salariile să ajungi la cheltuieli de 2 ori jumate chiar. Pentru că sacul de ciment, dacă mă vindeți bine, e același preț. Nu știu, mă, prețele sunt... Asta este politica și nu o discut mai departe. Dar vreau să spun ca o paralelă, deci s-a ajuns să facă de la 5.700.000 la de 2,2 ori mai scump un dispensar care astăzi putea să fie terminat și să lucreze în el. Atât. Domnule, domnul Ochean. Domnule, îmi spunea altul vorbitorul că 3 miliarde și ceva contribuția noastră la de la bugetul local, că se pot spune 3,7 miliarde. Nu, n-am alea și n-am văzut așa de țin. Problema care ar trebui să pe care o să vizez eu este cu totul alta. Deci, din total valoare, cu ușurință vom constata că de la bugetul de stat doar 56%, iar contribuția de la local a noastră este de 43%, aproape 50-50. Lucru care ar trebui să ne dea de gândit, fapt pentru care, de ce să nu ne întrebăm, de ce să nu profităm la alte fonduri, nu la, de la local, să ne cârpim lucrurile noastre. Și acum, diferența asta de 308.432 recte, 3 miliarde, care se adaugă prin modificarea salarizării celor din construcție și pe de o parte și pe de altă parte spunea domnul primar prin faptul că constructorul refuză să vină sub 600 de euro metru pătrat, care nu e argumentată în proiectul nostru de astăzi, această creștere și această chestiune cu 600 de euro pe metru pătrat, este suportată doar de bugetul local. Deci 308.432 este 3 miliarde astea e suportat doar de bugetul local. Dacă suportabilitatea asta ar trebui să fie împărțită pe cele două. Era vorba de 1 miliard, 50-50. Dacă mergem 50-50 la finanțare inițială, de ce să nu mergem până la capăt cu această chestiune? În rest, de Dumnezeu să se realizeze investiția respectivă, încă o dată suma este enorm. Dar este cuvântul de este foarte mare. Mulțumim. Față de o eventuală analiză la real. Vă mulțumesc. Mai să scrieți seama? Să punem la vot în formă în cea două Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci aș dori să menționați acum un proces verbal la abțineri, pe motive de ce mă abțin. Nu mă abțin, nu sunt împotriva realizării dispensarului. Mă abțin pentru că valoarea construcției, văd că de la ultima ședință când am aprobat, am crescut cu 3 miliarde. Și dacă mâine mai vine un constructor spune că eu vreau 800 de euro metru pătrat, ne mărim cu 4 miliarde și o să facem 20 miliarde dispensarul. Care păcat, pentru 5 miliarde 700, să trebuia să fie intrat în el. La punctul 3, proiect de hotărâri numărul 24/2019 pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Căriuț numărul 19 din 25/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții. Amenajare poduri, pralea, bridari, căiuți. Inițiator domnul primar Orungare. Dacă e cineva, aici domnul ceva. Domnul Dumnezeu. Cam cât e diferența poate ce am aprobat cu și tu vine acum mai tot cu mărirea asta de salarii. Cât a fost aprobat inițial și acum vine cu modifică, nu? Nu, 2 miliarde. 2-3 la dispensar. Spunea să știți că îmi faceți rost de bani, dar s-a dus. Devize la 4-5 proiecte. Să punem la vot forma inițială de ultima. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mă abțin din același motiv. Creșterea cheltuielilor foarte mult. La punctul 4, proiect de hotărâre numărul 25 pe 2019 privind aprobarea inițierii procedurilor pentru realizarea investiției.
construire teren multisport la școala gimnazială Căiut, sat Căiut, comuna Căiut, județul Bacău. Indicator, domnul primarul urban. Dacă se strâng cineva la cuvânt. Dacă domnul primar vrea să-i spun ceva. Aveți în spate aici un acord de asociere cu o fundație pentru zonă, care pot să ne dea $20,000 pe această investiție și nu puteți să punem diferența. Din primele cauturi am înțeles că este undeva la 2 miliarde de toată investiția. Deci e de 800 milioane, mai e 1 miliard, 200 și ceva, trebuie să punem noi. Pentru acest element de fond la care va fi făcut în curtea școlii, la Căiuță. Are cuvântul domnul Matei. În acord de asociere, la obligațiile partenerului, printre altele, se prevede că aprobă în Consiliul Local proiectul de hotărâre privind parteneriatul cu această firmă. Noi nu am aprobat încă, s-a aprobat deja proiectul. Adică trebuia să aprobăm întâi proiectul de hotărâre privind parteneriatul cu această firmă. Este în anexă 1, articolul 2. E articolul 2, în anexă 1. Anexa? E o hotărâre, din față, în față, în față, hotărâre. Anexa 1 e acordul. Să acceptă finanțarea, investiții. Asta e. Articolul 2. Se aprobă finanțarea investiției menționată la articolul 1, cu 20.000. Păi nu, aici se aprobă finanțarea, noi discutăm, dar se aprobă în Consiliul Local proiect de hotărâre privind parteneriatul. Ceea ce noi n-am aprobat în Consiliul Local, parteneriatul. Noi discutăm un acord de asociere. Ori eliminăm chestia asta din acord de asociere, ori în prealabil trebuie să aprobăm proiectul de hotărâre privind parteneriatul. La fel, la articolul 1 din acord de asociere, scrie că obiectul acordului de parteneriat. Păi noi discutăm de asociere, obiectul cu acordul de parteneriat, că sus scrie acord de asociere, nu parteneriat. Adică nu concord, ceva noi... Păi, noi am spus, două probleme aici. Trebuie să aprobăm inițial, nu? Așa văd lucrurile. Da, sunteți de acord să modificăm articolul 2? Da. Unde se aprobă asocierea și se acceptă finanțarea. Părere, da. Sunteți de acord? Se aprobă parteneriatul. Ca să nu se parteneriatul. Asocierea, parteneriatul. Domnul Matei, nu intervin peste dumneavoastră. Mai sunt lucruri de... Domnul Acheam, nici nu m-am dat voi să... Nu. Dar mai sunt lucruri de completare. De asta e. Are cuvântul domnul Sădu. Da. La contractul acesta, cred că era necesară o schiță, o planșă cu terenul acesta, să vedem ce suprafață. Scrie suprafața aici. Așa. Și precizate cu exactitate ce înseamnă parteneriat, ce înseamnă asociere, care sunt pretențiile investitorului, adică cel care suportă $20,000. După terminarea lucrării, care trebuie să fie gata într-un an, va mai veni și va mai controla, va impune anumite reguli școlii de folosință a acestui teren, sau școala este autonomă să folosească cum consideră ce cuvință. Și am înțeles că 5 ani, chiar nu știu... Dar sunt stipulate. Sunt stipulate. Sunt aici sumare, dar sunt și care... Deci 5 ani ei supraveghează investiția. Mai aveți să mai discut, domnul? Nu. Are cuvântul domnul Dobăr. La acest teren eu ca un, nu ca, un, ca o propunere a, așa, a spune ca executivul, datorită faptului că ni se dau acești bani, care e un lucru foarte bun, să punem mâna, să fac un proiect bun, sănătos pentru teren, chiar dacă punem 2 miliarde sau 1 miliarde jumate la primăria Căiuț, dacă tot sunt banii ăștia care îi dă cineva pentru așa ceva, să fac un lucru bun, destoinic și să fie. Când îți vin niște bani undeva de... Așa cum îți vin vorba aia, nu trebuie să fii, poți să fii refuz. Trebuie să mai venim cu ceva, că vreau să fac un teren solid, o bază sportivă frumoasă, modernă și cu asta basta. Chiar dacă mai prelungești un pic și pe la anul o cotă de finanțare, dacă nu se poate prinde din buget anul ăsta tot. Bazi un contract cu 2 ani, se poate fac o bază ca lumea. Atât, mulțumesc. Are cuvântul domnul Oșan.
Lumine, eu spunea că proiectul respectiv, inclusiv cu oferta executantului, care e dată cu o bătă aici, una la număr, da? Trebuie să completate niște lucruri și atunci sunt niște modificări. Dacă luăm de la pagina, zicem, coaia 2, pagina 1 de la coaia 2, zice că monitorizează fundația respectivă, sustenabilitatea, întreținerea, utilizarea investiției, inclusiv prin implementarea unor mecanisme de colectare a opiniilor. Care opinii? Care opinii? Deci, întâi aprobăm, se demarează lucrarea, se execută, și după aia vin opinii. Că bune lucrurile propuse de opinii. Astea, opiniile se colectează cu mult timp înainte de a începe chestiunea respectivă. Apoi, eu nu merg mai departe decât la faptul cu în pagina 2, da, verso, asigur împrăzumirea terenului, respectiv noi, asigurăm împrăzumirea. Dacă ne ducem cu devizul, ofertă, nu-i deviz, e o ofertă de preț, executantul spune clar aici ce face, stâlpii respectiv. Oare nu-i cunoscut perimetrul? Cei 800 de metri pătrați pot fi tot atât de simplu 60 pe 16 sau pe 13 metri, pot fi 40 pe cât ne dăm împărțirea cu, din 800 și așa mai departe. Deci iată că sunt lucruri iară trecute cu vederea și nu total și complet făcute. Cât despre faptul cu oferta, eu văd un singur ofertant, nu știu de ce ar trebui să ne preocupe să popularizăm această lucrare și să apară mai mulți ofertanți mai de care mai favorabil nou, bun înțeles. Și acum, domnule primar, spuneați că total investiție este cât? 2 miliarde. 2 miliarde. Estimat acolo 1 miliard 300. Estimat. Și cum ajungem la 2 miliarde? Cu acte adiționale. Nu cu acte adiționale, nu a fost nicio licitație, nu niciun proiect. Inițiere a o investiție, o inițiere, o estimare. Astăzi, pentru ce suntem chemați aici? Ca să apropiem investiția, să putem pune lista de investiții, să luăm niște avizii, să tot ce trebuie făcut. Dar cu câte sumă? Nu, chiar nu e lipsit de importanță, domnule, cu cât se realizează. Suma finală se bate în cuie după licitație, domnul Ocean. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu e diferența mare de la 1, la 2. Bine, am zis eu mult de 1 miliard. La momentul ăsta e 1.300.000. Da, bineînțeles. Dar scrie estimat acolo, foarte exact. Clar. Mai aveți ceva de spus, domnul Ocean? Vă mulțumesc. Are cuvântul. Domnul Laurențiu. Da, dar cum suntem explicate, domnul Tăvar. Deci nu vreau să fiu împotrivă și să spun că nu-i bun și că nu potez. Din contra, chiar e foarte bine. Dar problema e că un teren îl avem, chiar dacă nu este amplasat cum trebuie, un teren descoperit îl avem. Necesar ar fi în comuna noastră să avem un teren închis, acoperit și chiar închis pe toate părțile, să nu fie curent, care se poate folosi și timp de ani. Chiar dacă nu costă mai mult și facem un efort mai mare, trebuie să facem ceva de calitate, ce nu avem și este necesar. Nu numai pentru competiții sportive și alte manifestări se pot face acolo. Poate nu mai ajută Consiliul Județean, cineva, găsim o soluție, dacă nu-i târziu. Nu știu dacă eu așa zic, e bine de făcut. Da, aceste investiții, ei merg pe un anumit stască, nu ne finanțează mai bine această... Nu se poate discuta cu el de zonă. Am încercat să facem niște modificări la școala Mărceș, la Pralea, la... Până la urmă ei au venit cu ideea că văzut că merge greu, trimit niște arhitecți, visau, nu știu ce, să modificări să facem. Deci, domnul primar, faceți dialog să dau să un răspuns la toți... Da, mulțumesc, domnul. Deci, investițiile astea, pe astea merg ei. Cu ajutorul ăsta care au câteva care vrei investiți, pe astea merg. Noi vă finanțăm asta. Nu-ți dă banii ție să faci ce vrei. Vreau să fac... Domnul, domnul Matei. Am făcut calculele și am observat că din 1.300.000 de milioane, dacă scădem contribuția celor de 20.000 dolari, contribuția primării ar fi de 46.000 de lei. Zic eu că nu sunt mare și ar trebui să facem un proiect ăsta, adică
să realizăm terenul ăsta, atât timp cât cineva să ne se oferă să-i sprijin la modul ăsta. Și după aia, voi da, cu altă ocazie, dacă putem să-l acoperim, sau deocamdată să facem așa cum ni s-a propus. Suma nu-i mare și putem să cofinanțăm noi diferența până la 130 de euro. Mulțumesc. Mai are cuvântul domnul Doamna. Domnul primar a dreptate, am venit cu o propunere pentru realizarea unei investiții. Domnul primar Bănescu, dacă se aprobă începerea acestei investiții, acolo este o sumă provizorie, cum spun. Poate să ajungă și domnule Arșimat. Bănesc în 2-3 săptămâni, o lună, cât face, o să vină cu un deviz în față care o să spună că am aici să duce suma. Tot este 3 miliarde, vei poate fi 3 miliarde. Și de asta am spus înainte, dacă ajunge 3 miliarde de deviz, poate să fie 4 miliarde să ducă SF-ul și poate să ducă proiectarea. Cu avizii, cu tot ce înseamnă. Poate să ducă la mai mult, domnule, dar dacă ne dă cineva 20.000 de dolari, 900.000 miliarde, să adună banii aia. Și mai putem noi pune două, chiar 3 miliarde. Dacă se face, o să facem de 3 miliarde și pe o bază sport, chiar dacă avem. S-a spus bine, domnul Mate, avem un teren închis, că vreau la, o să ridic la diverse problema. Mai faci un teren la școală care ușurează, nu mai aduce copiii de mână până aici. Ăsta n-a fost gândit ca un teren pentru școală neapărat, acolo este gândit pentru școală. E un teren al comunii, joace fotbal să-ți facă activități sportive, cine vrea din toată comuna. Nu ne-a, poate și elevii. De asta spun, bănuiesc că o să vină într-o lună cu un proiect cât de cât. Și atunci o să-mi dăm seama, o să-l citim, să vedem doamna de la licitație. Deci haideți să-i dăm drumul să meargă de mers, deci gata. Să punem la vot forma inițială, domnul primar. Cine este pe ea? Cu modificările alea la articolul 2. Da, să aprobă. Da, cu modificările la articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci trecem la punctul 5, proiect de hotărâre numărul 26 pe 2019, privind acordarea unui ajutor de urgență. Ajutor de urgență, inițiator domnul primar. Domnul primar? Cum știți, sunt acolo... Este o factură în spate aici. 3 luni. În ianuarie am avut un incendiu grav, un deces. Vreau să se odinească la un copil. Și am alocat la acea familie, în ajutor de urgență. Și niște material lemnos, care l-avem în custodie dată de acolo silvic, din confiscări și de la nouă, respectiv niște scânduri și niște lete. Și am ajutat cu ce am putut. Deci am ajutat la voță la acea familie. Vreau să spun. Da. Are cuvântul domnul Matei. Consider că nu e redactat bine, cred, proiectul ăsta de hotărâre. Spune, se aprobă acordarea unui ajutor de urgență. Eu cred că e vorba aici de două ajutori de urgență și nu de unul. Unul constă în sumă de bani și al doilea în lemn. Articolul 2 nu are legătură cu unul, nu se înțelege, ce e prea clar. Și mai ales că referatul celui de la protecția socială spune că solicitările m-au aprobat ca parte din materialele mânse ce se află la Comuna Pești. Deci el m-a propune numai lemn. Nu propune și o sumă de bani. Adică nu-ți bate mâna acolo. Ancheta socială. Da, ancheta socială solicită numai acordarea de material lemnos, nu și sumă în bani. Și atunci ar trebui modificat să scrie, s-au apărut două ajutoare, adică care unul în sumă de bani financiar 300 de lei și lemn. Diferent, adică adică pare așa fără să fie justificat. Lemnul e bonus. Bonus, dar nu se justifică. Păi aici prin ajutor urmarea decesului. Dar nu se spune că decesul este urmarea incendiului care s-a distrus și casa. Adică nu e legătura cu părerea mea. Deci noi am mai avut discuții cu fetele de la Prin Socială că și sună prost ajutor de urgență și îl dai peste... Banii nu i-am dat atunci. El a venit cu factură să iei banii după. Dar când l-am dat-o atunci, că nu puteam să-l las cu casa descoperită 3 luni de zile până am făcut noi ședința de consiliu. Aici am avut noi concordanța cu fetele. Dar zic că nu e dat. E părerea din asta. Bun, dar și dacă nu e scris că se dă două ajutoare. Da, scrim că se dă. Sigur ajutor constând în bani și lemn. Nu putem acorda acum, că am dat deja atunci. Băi, dar cine știe că s-a dat sau nu s-a dat? Păi, să faceți verbal, a făcut. Le-am redactat eu la pe ea.
Iar noi am primit, iar noi, ca să, acea materie nu se primit, e primit gratis și l-am dat tot gratis, numai că la avem un gestiune și când de el. V-ați descărcat, sigur. E descărcat. Am înțeles, dar nu are, apare așa articol 2 de undeva care, sau ori 1, ori 2 nu justificat. Spre date, am scris spre date, domnul Iotache, pentru refacerea acoperișului distrus. Da, e bine. Te-am făcut cu atea din evident. Vă sus. 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 De temă-ți că l-ai rezultat, nu știu ce caut. Am greșit. Dar bine, lăsăm cum doriți. Eu mi se pare dacă... Iar anchetă-i mult în martie. Ce să spună? Să propună să dea ceva și pe casă? Nu știu. Era de casă. Dar zici, ne-a prăvă tot aia revoluție. Mai scrie cineva la vânătoare. Nu rămâna. Domnule, ferească Dumnezeu de moarte și de incendiu. Da, dar dacă e așa, adică de ce s-a predat și după aia noi aprobăm după? Deci dacă e așa, domnul, te-ai aprobi și după aia, domnul, trecând de acolo. Nu e importanță, așa. Aveți dreptate, știu, dar nu puteam să se împrăm. Bine, domnule, dacă din punct de vedere de urgență, dar convocați comitetul de urgență, trebuie să dați în situația de azi. Eu cred că nu se merge. Cei 300 de lei, dar supunem că a fost în forma inițială, domnul primar. Suma e infimă, fărere. Cine este pentru? Împotrivă? Jumătate abține? Din ce-o cheltuit omul. A fost ajutat, că am sperit tot. Am văzut și la... Ce preot, e video, preot și tot. Aia, trecem la punctul 26, care e hotărârii numărul 27 pe 2019, privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții modernizare drumuri de interes local în comuna Sărit Coțul Bacău. Inițiator, domnul Rândar. Dacă se știți ceva la fără, domnul primar vrea să spun ceva. Deci, domnul Jordan, aveți cuvântul. Deci, revenind la acela lucru, ce am văzut așa, ce am spicuit, se duce 5 milioane și ceva deja de vizu, de la 4-4, deci aici, deci contracte semnate, nu știu, cadrul legat și ordonat, că sunt mărea salariilor, dar și aici îți mai duce 1 milion, care, cumulat cu tot și se duce în plus, la toate devizele, erau bani care nu te-a face ceva, da? Mă rog, când mă schimba legislație, nu mai sunt eu la curent cu ea. Deci este chestiul, un proiect care a fost inițiat de vremea mea. O să mă abțin datorită majorărilor ăsta de prețuri care vin permanent la el. În modul de părerea mea personală, se lucrează foarte scump. Și este pe timp de salariul. Cum asta va fi în zona asta? Aveți o altă zonă, domnul Durban? Nu. Are cuvântul domnul Oceanu. Proiectul respectiv are în titulatura lui modernizare drumului. Cuvântul drumului înseamnă curajul de la drum. Dacă ar fi fost drum, îi spunea cu siguranță că eu de destul de mic. Fiind mai multe, cu siguranță sunt mai multe sate și cu mai multe bucățeli, uriți, și așa mai departe. Problema este, eu m-am mai bucat de foarte mult timp. Dom'le, haideți să trecem o dată în investițiile respective, o identificare, o nominalizare de la până la. Deci, drumul, porțiunea, formată din porțiunile următoare. Sat Căiuț, de la până la. Sat Popen, de la până la. Ulița Cutare, de la Cutare, Cutare. Acum, cum să vă spune dumneavoastră? Sunt inventar. Ăstea, după ce sunt puse în operă, în funcțiune, timpul, când se terminează timpul cu ele, până trebuie să intre în inventar. Cum intre? Drumul ăsta, la general, cât? 8 km. 7,4 km. 2,9. Chiar că ai discutat asta, nu mă pot abține. Nu, dar mie, pe mine, acum, ca să nu mă faceți să mă abțin la acest proiect, cum mă puteți? Unii văd eu care sunt ăsta. Domnul primar. Nu știu dacă e un lucru, domnule, atât de greu de realizat chestia asta. Identificare, clar, normalizare exact, domnule, a fiecărui porțiune, doamne. Așa vorbim la general, drum. Cât și cum, nu. E părerea mea. În rest, nu mai devine.
Să punem la vot în forma inițială, domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Drumul ăla. Abține? Nu va purta denumirea străzii pe care... Trecem la punctul 7, proiect de hotărâre numărul 28/2019 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Crăști de Bacău. Inițiator domnul Rândan. Aprobăm, mai repeti inventarul. Cine este pentru? Un pic. Are cuvântul domnul Matei. Am făcut o observație că aici se delimitează limitele suprafețe la podul la Praja și spune că limita este cu pârâul Popeni. Ori la Praja e pârâul Praja, nu Popeni. Eu așa mă uitat și pe harta României și pe harta din spate dumneavoastră, scrie pârâul Praja. Ava Siret, nu ne trebuie nouă avizi pentru... Doar ne-am izbit avizile de la pod. Și chiar spuneați în podul la Praja. Este tot figurează brâul Popeni, nu figurează brâul Praja. Așa figurează. Așa putea un chef. Dar din ce an figurează așa? Așa l-am găsit. Așa figurează. Știu că e de câțiva ani. Nu am modificat nimic. În 2005-2006. Când s-a scris odată brâul Popeni. Avem aici o lucrare din 1992. Și brâul Popeni. E din 92. Referitor la ce? La ce zi are? Atlasul cadastrului apelor din România. Atlasul. Da, și pe Popeni, domnul. Da. Și investiția, că nu cum e după aia cu baraje, dar după revoluție. Și ăla cu baraje, totul. Dar singur care îmi punea așa de numire, dar pic indică nici nu fi eu. La apelor românii sau nu fi, dar singur apelor cred că e o chestie să avem noi o problemă cu asta. Noi spunem prânz, vreau frarea, alții Popeni și asta e. Nu, dar... Punem la vot în forma aia, domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ultimul punct. Liberi. Care și cum vrea? Cine se înscrie? Liberi sau cine se înscrie? Nu, se înscrie, dar vorbim civilizat. Ce și eu? Dacă nu vă înscrie, nu vorbim. Hai, du-te, mă. Închidem ședința și plecăm. Discuții liberi. Nu liberi. Dacă discuția liberă, înseamnă că facem dialog, așa. Rugăminte, dacă îmi dați voie. Aș vrea să spun și eu cu minte, dar la urmă. Și ne așteaptă domnii la 4, era întâlnirea sus. Și 4 minute, dacă putem. Cine? Da, sus, în sala mare, toată lumea putem invitați acolo la o lansare de carte. Al domnul Matei. Da, acolo, mergem, vedem, vorbim. Matei, da. Da, aici, aici. Da. Ai cuvântul domnul Marcuță. După cum știți, domnul primar, s-a mai vorbit și în 2017 și în 2018 despre în cazul în care putem să facem ceva pentru comun. De trotuar pe partea poștei, de renovarea școlilor care sunt grad mari de așa, de... Dar ce grad sunt școlile? Sunt de mari grad. De ruină. Coloneli? De ruină. De ruină. Păi dar nu știți? Păi nu știu. N-ai fost tot primar. Cum păi știu, că sunt buni. Sunt care au toalete, WC-uri, nu s-a acoperit. Cui vă arătați, domnul Marcuț? Da, nu, dar i-ați dat cuvântul. Trebuie să păr de altul. Acolo e masă unui trebuie să vă adresat și să vă răspund la fiecare întrebare. Da. Am avut discuții iar pentru, în funcție și de bani, să facem un gard la Conacul Rosetti. Tot am avut discuții anii ăștia din urmă și nu se vede nimic. Acum am rugămintea să putem prinde la buget pe anul ăsta niște bani să putem face ceva. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Dorlan. Eu? Da. Care... A zis că ești tot, eu credeam că domnul Mărcuț, când din Gheltiu, vă spună, am fost să-ți lăsa, a fost acolo inițiativa administrației cu drumul,
este de apreciat. Deci, prima dată când ne apreciez, când trei ani am făcut un drum cu piatră, cu carne, dar eu zic să mai insistați un pic el în anumite locuri. Chiar ieri am fost unde, dacă nu mai pun niște piatră, iar devenim mânzi. Chiar sunt câteva porțiuni. Lucru bun. Și zic să faceți tot așa, pentru că așa mi-am spus din tot ce am mai avut documente adunate de pe acasă, văd că o 12 miliarde cheltuie în materiale, drumuri, și abia acum am văzut un lucru cu adevărat, care se vede ceva făcut pe drumurile comunale până acum. Da, de jos faceți un arei bun. Și mai puneți niște piatră, neapărat. Sunt câteva poțiuni unde dacă vouă, se face iar lucrul ăla la loc. Și păcat. E așa, domnul Bologan, că mergeți zilnic. Într-altă, ce v-am mai zis este că, asta v-am zis, nu știu, cred că nu e din administrație, dar mi se pare mie că toate, la toate lucrurile, dacă vă uitați, o să vedeți că se fac la costuri foarte, foarte mari. Nu știu, ar fi general treaba, nu cred că numai la noi, dar deci costurile au început disperiat. Deci o lucrare la 1 milion, se duce acum 30.200.000. Mai, dacă o mai dă lui 2 ani și mai schimbă 3 salarii, să ajungă firma să facă lucrarea cu 2 milioane de euro. Nu știu, aici nu știu ce să zic, dar vă dat, părerea mea este să facă lucrurile la prețuri foarte mari. Nu vezi cam atât, da. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Mai are cuvântul domnul Matei. Da. Două probleme vreau să ridic. Terenul fost fabric de Cherestea, am văzut că este scos la vânzare. Ce șanse mai sunt? Că știu, a fost o discuție că primăria nu are nicio șansă să putem să fie preluat de primărie terenul care este scos la vânzare. Cumpărat, preluat. L-a luat deja de sub vânzare? Nu, preluat. Cumpărat. Cumpărat, da. Din unde s-a scos la vânzare, să... ar fi păcat aici aproape și... terenul o să fie probleme de ce nici mai mult la terenul în viitor, a investițiilor și așa mai departe. Dar nu, să știi la ce preț m-a care l-a scos la vânzare. Estimativ, da? Apropo, banii în buget, dar trebuie să dăm o utilitate. Gândi la ce facem. Adică ar trebui să ne gândim, să vedem că dacă... Le spune că și tu de ce am trebuit, nu? Asta s-a stabilit un preț de vânzare. I-a dat 59%. Așa cum este cu toate halele abia, dar poate nu îmi interesează numai terenul, poate îmi dă peste 50 terenul liber. Orice am înțeles că îmi dă peste 50. I-a dat 59%. Și vă spun, nu vreau să intru, vreau să vorbesc la urmă. Am căutat tot felul de investitori să-i aduc. Că e o ruină care stă degeaba și atunci ai lucrat 20, 30 de oameni, 50 de oameni. M-am rugat de Șerban, a venit, a intrat, au negociat, au discutat, nu s-au înțeles. A mai venit altcineva, nu s-au înțeles. Deci este și interesul nostru, al meu, ca și primar și apărut. Da, dumneavoastră, probabil, dacă stați... Chiar dacă nu le-a primărie, mai că să vină un investitor să... facă ceva, să nu fie pozitiv. Să dea și locuri de muncă, efectiv. Exact, că am mai fost ceva de locuri de muncă la Hertiu, acolo. Și acolo s-au închis. Și e greu. Adică mai veneau niște bani cu unul. Dar, na, tot ce sunt proprietari, nu le poți impune, nu îi poți condiționa. Ce mai poți să... Naționalizarea aia rezolvă problema asta. Facem noi acum... Din păcate, priorem cu asta. Terenul, terenul fabricii. Și să mai naționalizezi, fi distrus tot. Da, astea. Bun, problema numărul 2, am înținut. Cu extinderea de rețea electrică, care mi-e stadul, cu transformator la pradă. Când se finalizează? Că tot întreabă lumea, domnule, tot vine și Paște, ne vine și asta, ce se spera să fie... Să fie lumina, să fie lumina, dar e ori, nu mai vine. Vreau zic așa, în 2022, dar e drumul, nu? Dar s-a semnat, la care contractul cu care a câștigat licitația? Da. Deci s-a semnat, da. Da. Și acum ce, următorul pas care ar fi? Dus la fier și avizat. Deci mai urmează ultimul punct, avizarea la fie. Și după aia, executantul îți poate trece la... Ori începe lucrurile și autorizația am luat-o. Autorizația de construire. Deci prin mai ori nu începe lucrurile. Deci e ultimul punct. E stabilit, e tot în cuie, deci nu... Da, bine, mulțumesc. Are cuvântul domnul Orceanu. Domnule, două aspecte. Unul, în legătură cu drumul Căiuț-Hârtiu ăștia, este de apreciat inițiativa executivului că s-a apucat de acel
Este foarte adevărat, sunt foarte multe ori, poate și la insistențele mele, nu știu. Eu, din cauza că am spus, nu, dacă nu-mi fac un care felicitat acest lucru, m-am ocupat câteva zile de acest drum. Dacă analizăm ce s-a realizat până la această dată, putem să spunem următoarele. Doamne, s-au făcut șanțuri, s-a înlăturat pomorul din partea dinspre râu, s-a reprofilat platforma, s-a adăugat agregatul mineral necesar, în schimb nu calitativ total, mă refer la cel 0,63, care nu a avut în componența lui nisip, care se ducă la studarea materialului pus pe platformă. Fiind o dimensiune relativ măricită și neintervenind, eu am solicitat, au existat păreri și păreri și continuu să mai existe, am solicitat compactare. Domnul meu, atât timp cât într-un lucru mai este ceva de făcut, adică nu-i terminat, eu zic să considerăm că n-am făcut nimic. Un aspect. Drumul nu va fi posibil să fie apreciat calitativ, atât, nu numai că nu este calitativ, nu, nefiind terminat. Dar el se va și degrada în timp datorită faptului că nu s-a terminat lucrarea. Vreți să fiți mai scurt când este aptul amestus. Da, o să fie compactor. Dar de ce, dar de ce dumneavoastră, domnul meu? Deci dacă suportați, nu-i critică, domnule primar, este o propunere. Dar de ce dacă altul își spune păstul lui, întotdeauna dumneavoastră... Noi am discutat așa vine compactorul, că am înțeles, domnul Vigeroare, că trebuie și compactat. O să-l și compactăm. Atunci mă opresc, domnule. Mai trebuie un pic de material. Aveți bulldozer nou. Obligatorul. Domnul primar. Bulldozer este ca mai multe. Da, este ca mai multe. Mai multe. Iau. Domnul Sărbun, niciodată nu am, nu prea am vorbit pe dumneavoastră. Atâta timp cât se realizează lucrurile, eu am spus un lucru, deci nu vin cu critică, bă, nu m-am interpretat, nu critic, dar o rugăminte, o rugăminte. Cum am fost la dumneavoastră când ne-am apucat de drum? Putea să mă întrebați, domnul primar, vine și compactorul sau nu vine? Și vă spuneam simplu, scurt, da, vine. Am întrebat și mai stăteam 5 minute acum. Nu mai vine, nu, că nu mai vine. Al doilea aspect. Acum bine, ați lăsat de cuvință să mă amutați cât bine. E un lucru extraordinar. Al doilea aspect. Până la repararea podului, până la repararea podului respectiv, dacă suntem de acord că sunt fisurile respective, puneți, domnule, avertizoare de limitare de viteză acolo, reducerea până la 5 km pe oră, pentru că este necesar. Eu vă spun, Doamne ferește, până se întâmplă. Atât, vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Roșcan. Da, scurt. La Casa Rosetti, zona luminatorului, au fost puse niște coade tale. Lângă avântul. Toate? Două. Două, da. Plouă. Două din ele știu, da. Da. Deci acolo, inițiativa fostului domnului viceprimar, acum un an, doi, când s-a... Ar fi... Și al doilea aspect, când ne grăbim, starea drumului comunal 119. Ce stadiu? Că stadiul vedem în ce stadiu este. Evoluția, în continuare. Este foarte îngust, nu, măcar acostament de balast ceva, ca să fie, sunt zonele unde pot refugia două mașini. Am terminat lucrarea, domnule. Nu, dar când va continua asta? Și se întâmplă că s-a înfățat pe zăpadă și acum... Astăzi, am fost refugiu la Iași, că am discutat pe nouă tranșă de plată, când trebuie să ne tragi niște bani ca să putem plăti constructorul. Constructorul lucrează într-un stil și într-un... dar nu... repet, și plătit. Și săptămâna viitoare nu ne-a anunțat ziua, dar ne-a promis de la FIR că vine la vizita în DRF ca să ne dea a doua tranșă de plată. A doua tranșă de plată înseamnă că am încă pe atât, încă jumătate. Am luat cam jumătate avans, am așa că l-am luat, l-am plătit, de tranșa de plată pe ce s-a plătit. De săptămâna viitoare. Dar am, în discuțiile cu constructorul, săptămâna viitoare vine la treabă. Deci... dincolo lucrează, de două săptămâni. Da, să pune piatră concasată, să își compactează. Da, mulțumesc, asta vreau să știu. Are cuvântul domnul Sârbu. Da. Eu vreau să ridic două probleme. Una destul de tristă, la care trebuia să fim, să fiți și dumneavoastră părtași, domnul primar.
Astăzi, la ora 1, a fost înmormântat Neculai Damian, fost primar al Comunei Căiuți, după Revoluția din 89. Orice om într-o viață face măcar o faptă bună, pentru că omul este suma faptelor sale. Cortegiul a plecat de aici, de la 50 de metri de lângă primărie, și n-a fost niciun reprezentant al primăriei, măcar în fața aici, să-i facă un adio cu mâna, pentru că în fața morții toți suntem cali și ne așteaptă pe toți momentul ăsta tragic de despărțire. În calitatea lui de primar, trebuia mai mult respect pentru familie și pentru naștut. N-am știut, e mort de pe 24 martie, domnule. Acum, am rămas surprins astăzi când am plecat spre Legea Trezorării, am văzut acolo o plumbă, ce? Și mormântarea lui Damian, habar n-am avut. Iar fiul său a fost în primărie? Ieri. Nu. Da. Și nu ne-a spus nimic. Cred că luni. Or, da. Eu nu putea să vă spună, știți, a murit tata, vă rog, ieșiți. Da, n-am văzut. N-am văzut nimic pe fața lui. N-am văzut, trebuie să simți ceva. Acum a murit pe raza pomului. Era dus la... Într-adevăr, aveți perfectă dreptate cu ceea ce spuneți și ne pare rău și nouă, dar nu... N-am știut, pentru că am fost în cortegiu și am fost și la biserică, am avut un mic dialog cu părintele paroh, care vă transmite, adică m-a rugat pe mine să vă reamintesc că ați avut o discuție în legătură cu achiziția unui teren, acolo vis-a-vis de biserică, de la familia Damineștilor, pentru care trebuie să pregătească suma sau... Ar trebui 30.000 de lei pentru achiziția terenurilor de la Damineștri, pentru casa mortuară și pentru o parcare cât de cât. Casa praznicală. Casa praznicală. La mortuară. Dar casa mortuară praznicală este acolo. O transformăm pe aceea casă care este sus, în casă mortuară, că e mic, mai mic și așa. Și eu vreau să facem o casă praznicală, am vorbit cu părintele, am vorbit cu proprietarii. Sunt de acord, se vândă și trebuie... Și o să iasă o treabă foarte frumoasă. Proiect de construcție. Problema care i-am pus-o părintelui este în felul următor. Mai aveți altceva? Vreau după aceea să închid. Nu, și mai e o problemă. Mai am încă o problemă. Domnul viceprimar, e adevărat, n-am mai fost de o săptămână la dispensar. Ultima oară când am fost, treptele erau în aceeași stare și talele în aceeași stare. S-a întâmplat ceva? Nu. Ne vom trezi că facem un dispensar super modern și nu o să avem medic. Din cauza indiferenței pe care am acordat-o până acum omului care slujește acolo la sănătatea oamenilor. Îți rup gâtul, treptelele sunt cel puțin prima treaptă. Vă dați seama, și înalt. Iar danele sunt un pericol. Bătrân, sunt oameni. Dacă eu la 73 de ani mă consider deja bătrân, dar sunt oameni și mai bătrâni. Sunt piedică în dalelele. Nu se pot îndrepta. Nu se... Da. Bine, am terminat. Deci, să iau așa un pic, dacă nu mai e, ca să mergem mai sus. La biserică. Rugămintea mea către părinte a fost următor, dacă o cumpărăm noi acea proprietate, să rămână a noastră, a primăriei, a comunității din Căiuță. Nu o să îi facem acte la biserică cu donații ca să o dea la Roman. Sau nu la Roman, la episcopii, ca așa să întâmplă. Dacă vrea Roman, să o cumpere Roman. Că așa fiecare parohie, proprietățile sunt în... Și aici, părintele, da, e problemă. Ca să și putem colabora, să investim, ca să facem acea lucrare de acolo. Altfel, nu putem. Una la una, aici am încheiat. La dispensarul uman, la primul proiect cu bugetul, cu banii, la poduri, tot despre bani am vorbit, la drumurile de interes local, tot despre bani. Dragi colegi, ne-a venit cifrele de buget. Noi să le ridicăm pe site-ul, bugetul să-l punem pe site și o să stea 20 de zile la consultări. Fiecare dintre noastre care vrea poate să vină să... Dar vreau să vă spun că datorită acestor proiecte și a nevoilor de cofinanțare care ne trebuie la aceste proiecte, Consiliul Județean a ținut cont
că dacă nu erau aceste proiecte și nu erau, și ei știu ordonanța 114 și modificările și fiecare comună, de câți bani are nevoie pentru să ducă la capăt proiectele semnate, contractele de finanțare semnate, că prima dată ne-a întrebat ce contracte de finanțare semnate ai. Am aia, 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 așa, da. Păi cât îți trebuie? Trebuie atât aici, atât aici, ca să poți să scoți proiectul la capăt. Ăsta e pe AFIR, ăsta e pe AFIR, ăsta e pe PNDL, ăsta e pe mediu și tot așa. Deci, datorită acestor proiecte, bugetul, suntem la 3-a comună din județ. După Dofteana și Sascut, ca și valoare, valoare, ca și bani. Dacă nu aveam aceste proiecte și nevoie de aceste finanțări, să nu credeți că primeam acei bani. Restul au făcut un calcul acolo, se face și banii se repartizează în funcție de proiectele care le ai. Deci munca noastră cu proiectele și cu actualizări ca să le ducem la capăt, și, deci cred că e singurul an în care n-am mai avut nevoie să tai de acolo, să tai de acolo, să tai de acolo de la buget, ca să poți să acopăr toate investițiile. Deci, cum este creionat la momentul ăsta, cred că mâine după amiază, e forma finală și o să fie pus pe site, bugetul acoperă toate aceste cheltuieli, toate aceste investiții pe care le avem de făcut. Plus, plus, avem și una, două, ceva noi. Adică apar de contract de finanțare semnat. Ceva la nivel de privilegii locale, la nivel de propuneri. De-aia n-am intervenit la fiecare proiect, că toate, că până la urmă toate se leagă de buget. Iar dacă spunem că, vai de mine, dăm atâția bani din bugetul local, nu sunt chiar din bugetul local, cu finanțările tot de la centru. Că altfel nu-i logic, nu lasă nici primar cu contracte de finanțare semnate și să nu îți dea cofinanțarea ca să ducă un proiect la cap. Da. Cam asta. Iar cu Măcuț, cu Conacul Rosetti, am numărul de înregistrare, am depus din nou dosarul la CNI, în București am fost... Da, ați văzut că s-a prevenit gardul de tot. Săptămâna trecută, am dat în continuare unii treia să dau și sper că acel număr de înregistrare, cei de la cultură, îl urmăresc, să avem promisiune că ne va ajuta să iasă la finanțare. Pe tot pe buget, dacă tot aveți bani, haideți să prindem o mașină pentru poliția comunitară, că ne rădi lumea. O să avem o mașină pentru poliția comunitară. Ne rădi lumea, e doar așa mai. Donată de la... Și nu vă spun că o să avem și un autocar de 40 de locuri. Donată de la un instituție a statului. Fără număr, cât mai mult. Încercăm să facem terenul de fotbal, urgent. Să avem autocar de 40 de locuri, cred că maxim o lună o să fie la primărie. Deci vreau să vă spun o dată, fiind pentru prima dată președinte de ședință. Aș vrea să o întreb pe doamna secretară că toate proiectele se mate și de ea. Deci nu e niciun în afara legii, nu? Da, cum întrebați? Da? Așadar, am mai făcut, am mai întors o pagină, vreo câțiva ani în urmă, afară de Consiliu. Avem studii mulți de aici. Zic că suntem un Consiliu bazar. Dacă nu cu studii superioare, cu funcții, cu... mai știu eu. Trebuie să fim o leacă mai uniți. Nu respingem, nu facem, nu dregem, zic eu așa, după mintea mea. După părerea mea, mulți sunt ingineri, funcții, zic eu că e un consiliu tare. Tare, așa o văd eu din colțul. N-am mai fost niciodată. Da, alții nu-i vede. Ce? Deci pe cuvântul meu. Hai, deci acum tot... Așa o văd eu. Deci te mă uit așa și-o fac roata cu ochiul, nu știu dacă are voci primării așa, foarte. Hai să fim o leacă mai mic. Mai vrea să spună ceva domnul Laurențiu. Da, păi scurt, uite, bune. S-a vorbit în casa lor, mai vorbim despre ea. E strada asta care duce la Ocol și la parcare. Am mai vorbit de linie continuă la, la drumul național. Hai să o facem sens unic, să-i facem, nu sens unic, dar să facem prelungirea aia la gare, punem niște necatoare acolo. E cam cântește poliția când intrăm, când ieșim pe acolo, nu-i corect. La alte instituții, unii intră direct în șosea, faci linii discontinu, iar la o instituție ca a noastră, unde vine atâta lume, în special lunea, faci linii continuu cu proiectul ca politist. Deci hai să ce dăm să facem ceva acolo. Măcar să spun un mic acord, ce trebuie de fără obligatorul în greacă, așa, o acoperire, ești acoperit cumva.
trebuie să la drumul național trebuie să facem. Da? Ia, ce este făcut, doamna Ramon? E implicată direct, mai intru și ea pe acolo. Dacă aveți un semn de ce trebuie să zic, deci haideți să spunem un semn. Da, nu, avem voie să-l punem noi așa, la noi. Cum e o poziția în mod sau poziția, deci o poziție și noi, așa, da. Când ești, da, când ești, da, când ești, da, când ești, da, ia să mergem într-o zi pe acolo, s-a spus pasul cu niște milioane în comun. La moară. Dar vă mulțumim de plăcere. Voi sunteți dumneavoastră, sunteți invitați, domnul Matei, să știu sala mare.